Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom asculta câteva cuvinte înțelepte ale Sfântului Paisie Achioritul despre familie. Pentru reușita în căsătorie trebuie ceva mai mult decât să găsești persoana potrivită. Trebuie să fii și tu persoana potrivită. Dacă cineva ar putea să învețe pe bărbați cum să asculte și pe femei cum să vorbească, am avea astăzi multe familii fericite. Soții să se iubească, să fie supuși unul altuia, bărbatul să se sfătuiască cu femeia, să nu facă fiecare de capul lui. Acest lucru este cel care menține viața de cuplu, femeia să fie în înțelegere cu bărbatul ei. În vechime, cuplul trebuia să aibă un motiv serios să se despartă. Astăzi, caută un motiv serios ca să nu se despartă. Astăzi, femeilor nu le vine deloc greu să se poarte ca bărbații. Le este dificil doar să se poarte ca stăpânii. Nu înțepeniți în fața televizorului. Nu uitați că butonul nu se folosește doar ca să-l deschideți, ci și să-l închideți. Acestea au fost câteva cuvinte înțelepte ale Sfântului Paisie Achioritul despre familie. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!